Spuneam la un moment dat, Bogdan, că noi doi ne-am mai întâlnit așa pe parcursul diferitelor evenimente, dar îmi amintesc că parcă tu cântai muzică populară când te-am întâlnit. Eu zic bine? Da. Deci tu și muzică populară și ușoară, nu mă schimbi așa, e șarfa, vesta cu blugii, cu ițarii, cu cămașa. El a început și mergem cu înainte. Muzica folk, a început cu muzica folk și apoi eu i-am îndemnat să se axeze pe un gen de muzică, nu știu, pe care ei îl iubesc. Și toți copiii l-au sfătuit, inclusiv eu, l-au sfătuit pe Bogdan că are o voce, un timbru specific muzicii populare și iată că el așa s-a apucat de cântat muzică populară. Și am mers la Palatul Copiilor, unde a studiat cu domnul Varga. Da, și... cred că acolo ne-am întâlnit, la domnul Petrișor Varga, nu la Școala Populară de Artă sau la Palatul Copiilor? Da. La Palatul Copiilor, nu-i așa? Da. Sigur că da, și îi place să facă în continuare și va fi și la festival solo. Și da? Sperăm să aibă ne noroc. Ne întâlnim din nou la festival? Da. Bravo, frumos! Succes. Apoi, tot la Mulțumesc. Festival, o să spun și de perechea BZN, că așa s-au numit, Andrei și Elena, care au avut o piesă foarte frumoasă, Tibotip se numea, pe care o cântă și acum de altfel. Așa da, și eu i-am recunoscut, ai văzut? Da, eu mi-am amintit că anul trecut i-am prezentat la festival. Păi cum să nu-i recunoști, așa, copii frumoși? Nu știu, ei pe mine dacă mă mai recunosc. Cum să nu? V-am ținut minte. Mă mai ții minte? Da? Pe cuvântul tău de onoare. Da. Bine, atunci te cred. Și apoi, tot în festival, au fost și copii la instrumente, da, și anume a fost pian. Și a fost Melinda care a obținut mențiune la pian și din nou am fost foarte bucuroși pentru ei. Și a filmat, și a apărut și pe post, țin minte, da, da. Copii frumoși și buni și talentați și care, uite, fac lucruri frumoase în timpul lor liber. Iar aici astăzi nu se află toți copiii, mai sunt acasă câțiva care probabil se vor uita la noi și noi îi salutăm așa din tot sufletul pe toți. În afară de Melinda, au mai fost încă din grup câțiva copii care au participat la pian și s-au prezentat cu emoții pentru început, dar cu dorința de a învăța și mai mult pentru viitor. Deci un dintre ei, unii merg și la Școala Populară de Artă. Merg la Școala Populară de Artă cei care fac muzică pop, adică Bianca Prodan și Ana Iulia Roșca. Ele două merg pentru că sunt mai mari, fiind încă micuți, le este puțin greu cu drumul, cu timpul, cu școala, cu lecțiile, dar când vor crește și ei, cu siguranță îi voi îndruma să meargă și să studieze mai mult. O să te rog, Florența, să-mi dai puțin coperta interioară a albumului. Se rog pe colegii mei să ne ajute puțin cu această imagine, după care vom urmări încă un cântec pe care noi l-am imprimat aici în căsuța TV. Se rog pe colegii mei să ne ajute pentru că, așa cum am spus, în interiorul copertei albumului vostru pe care l-ați imprimat cu ceva vreme în urmă, sunt toți copilași. Iată-i aici, sunt toți, de la cel mai mic până la cel mai mărișor, inclusiv doamna îndrumătoare, Florența Dobrescu. Clar, toată lumea zâmbește, este elementul comun în aceste fotografii. Adi de la studioul Isaac Production, îl salutăm și pe el, a avut această idee minunată de a-i așeza pe fiecare, așa ca o floare de colț, să apară fiecare pe fundal o imagine cu munții Piatra Craiului și chiar pe coperta din față, așa ca o felicitare pe o chitară. Pentru că așa ne dorim să fim și noi, pentru cei care ne iubesc și ne ascultă. Cum spuneam, urmează o nouă piesă pe care invitații mei, grupul Fol Floare de Colț, o interpretează și vă dăruiesc tuturor celor de acasă, fie cunoscuți, fie necunoscuți. Înainte însă să urmărim acest videoclip, dați-mi voie să citesc acest mesaj frumos, care se regăsește firesc pe coperta albumului pe care eu îl țin acum în mână. Stând pe un bolovan la umbra unui copac, un copil ascultă nenumerit natura, închide ochii și încearcă să audă soarele cum aleargă să se ascundă după creste, florile cum dansează printre pietre, copacii cum își piaptănă frunzele, izvoarele cum își limpezesc apa, păsările cum își întrec glasurile. Deschide ochii și vede cu sufletul ce este cu adevărat frumos, pentru că tot ceea ce îl înconjoară oglindește muzica sufletului său. Semnează acest mesaj grupul Folk Floare de Colț. Să-i ascultăm! Care
Stimați spectatori, din păcate ne mai despart puține minute până la finalul emisiunii noastre, practic partea a doua a emisiunii, cu o parte din copilașii grupului Folk, prima parte cu alți copilași din grupul Folk. Așa cum am spus în glumă, poate pe un stadion data viitoare să putem veni cu toți 50 de copii împreună cu Florența, admiratorii, părinții, dar nu se știe niciodată. Poate spuneam la un moment dat lui Paul, colegul vostru, că trebuie să-ți dorești. Dacă îți dorești foarte, foarte mult un lucru, să nu ne mirăm dacă el se va transforma realitate. Da. Eu vă doresc să cântați pe cele mai frumoase și mari scene, chiar și concertele pe stadion, să știți că cei mai celebri interpreți ai lumii au cântat pe stadion și este, cred că, una dintre cele mai frumoase satisfacții să vezi atâta lume de jur împrejurul tău care te aplaudă și te admiră. Acum e foarte important pe finalul emisiunii să le spunem celor de acasă că au urmărit și vor mai urmări două melodii pe care voi le-ați cântat live. Efectiv, da, cu vocea voastră, pentru că ați dorit să interpretați, exact, aceste piese fără chitară, să se audă și glasurile lor pure. Sunt piesele noi la care noi lucrăm acum și în care urmează în vară să mergem în studio să muncim efectiv. Piesele sunt în formula în care le-ați auzit, de aceea le-am și cântat live și sunt semnate, să zic așa, muzică domnul Gabriel Isaac, versurile le-am făcut eu. Până acum suntem în stadiul că avem 6 piese pe care le știm foarte clar așa cum sunt și continuăm mai departe pentru că noi ne dorim CD-ul să cuprindă în jur de 12 piese noi, toate în prima audiție, repet, pentru că ne dorim să aducem un nou în aceste cântece frumoase despre natură, despre copilărie, despre drumeție și ei sunt foarte entuziasmați pentru că piesele sunt foarte ritmate, exprimă așa mult optimism. Florența, și noi suntem entuziasmați când le ascultăm. Mă bucur tare mult, pentru că ele vor cuprinde o gamă mai largă de auditori, în sensul că vor fi și cei mici care vor asculta, vor fi și cei mijlocii ca vârstă, dar și părinții, adolescenți, și părinți, tineri, părinți, sigur că da. Vor fi niște piese frumoase, sper din tot sufletul să placă. Și îmi promiteți că veniți aici cu albumul să-l lansăm, să-l, cum iese cald așa, cum venim cu el aici să-l prezentăm la public, promiteți? Cu siguranță. Așa, sunteți siguri, da, ce ați spus? Vedeți că v-au auzit mulți acum și trebuie să vă țineți de cuvânt că ați spus la televizor și nu mai am ce siguranță să vă fac. Da? V-am cântat Liliac Alb, care este o piesă despre primăvară și ne duce cu gândul la faptul că întotdeauna casa părintească va rămâne în sufletul fiecăruia dintre noi și în sufletele lor, sunt sigură, și de liliacul care se află undeva în apropierea casei părintești și de parfumul acelui liliac care întotdeauna îl vei aminti în viață, chiar dacă vei ajunge bătrân. Apoi a doua piesă, Munțomanu, am numit-o așa datorită faptului că avem o poveste acolo în acea piesă. Trebuie o să ascultăm și să o aflăm. O poveste despre munte și despre drumeție. Efectiv, de mersul acolo sus pe munte și de întâlnirea cu un copil ștrengar pe care noi l-am numit Munțoman, cel care ne spune poveștile legate de munte. Și a treia piesă, o piesă care lor le place tare mult, O lume colorată. Noi îi spunem așa în vocabularul nostru creioane colorate, dar noi am numit-o O lume colorată pentru că muntele, natura, muzica înnobilează sufletul, dar îți și aduc așa multă culoare în viață și multă bucurie. Așa cum ne-ați adus voi astăzi, nouă, celor din studio și celor de acasă, datorită prezenței voastre, așa pe decorul acesta albastru, voi cântând îmbrăcați în alb și roșu, chitarele voastre de altă culoare și un pic de verdeață pe margine, ați fost într-adevăr o lume plină de culoare, ați fost creioane colorate și noi vă mulțumim mult pentru asta și în final am să vă rog pe fiecare pe rând, legănătorul șef, că el e legănătorul șef și mă face să mă leagăn așa și eu cu el, că bine că nu adormim aici amândoi, da? Hai să vedem un mesaj pentru toți copiii care participă la festivalul de la Zernești din acest weekend. Ce le transmis colegilor tăi de pe scenă? Succes! Mult succes! Mergem mai departe. Ce mesaj ai pentru toți copilașii de la Zernești de la festival? La microfon! Mult succes! Mai departe! Hai, toată lumea le dorește succes, că așa le doream baftă în cor! Baftă! Ce le spui colegilor cu care te întâlnești? Mult succes! Hai, schimbăm, tu spune-le altceva! Baftă, mult succes și să cânte foarte bine! Perfect. Să aibă multe premii! Perfect, foarte bine. Câte premii are, că toate trebuie să le dea juriu, că n-au încotro. Florența? O să vă spun că o să le spun și eu
Tot așa, mult succes și totodată multă răbdare și putere de concentrare acolo. Pentru noi este o plăcere să îi avem acolo pe toți cei 200 de invitați, chiar dacă sunt mulți, ne aduc bucurie că putem să-i ascultăm și o să le spun celor care ne iubesc că dacă vor să vină să ne vadă, vom fi și noi în recital sâmbătă, după gala premiilor. Și să dea Dumnezeu să ne întâlnim cu bine, să venim cu un al treilea album la dumneavoastră în studio. Vă mulțumim mult de tot pentru invitație. Și vă susținem și în continuare. Tot. Mulțumim. Și noi mulțumim că ați fost astăzi aici și ne-ați adus culoare, așa cum am spus, în studio și ne-ați înveselit. Să știți că ei dincolo de ceea ce vedeți dumneavoastră acum sunt foarte veseli, sunt foarte simpatici. Păcat că nu vă putem arata ce se întâmplă și dincolo de camerele de luat vederi, dar dumneavoastră trebuie să vă imaginați că este o lume a copilăriei, o lume veselă, o lume plină de candoare, dar și de culoare. Cei care aveți curiozități legate de copilașii din grupul FOL, puteți să accesați internetul. Exact, există avem o pagină, un site, da, www. GF de la grup Folk, GF, liniuță la mijloc, floaredecolț.ro, floare de colț scris legat. Așadar, dacă vă plac florile de colț, dacă vă plac copii, muzica folk și chitara, trebuie să accesați, așa cum a spus Florența Dobrescu, site-ul lor și să găsiți detalii despre ei. Îi așteptăm cu un al treilea album. Iată, deja un al treilea album pentru un grup folk de copii este deja foarte mult. Alții muncesc mult mai mult să obțină aceasta, hai să spunem, mică performanță. Mulțumim tuturor celor care ne ajută și ne susțin, pentru că ei sunt într-adevăr foarte mulți, dar îmi îndrept gândul și în primul rând spre domnul primar din Zărnești, îmi îndrept gândul spre domnul primar din Poiana Mărului și spre părintele George Laurențiu Bota, care, fără de care cred că nu am fi existat astăzi. El a fost cel care ne-a dat acele aripi de a ne dori și a visa să facem această activitate. Dânsul ne-a ajutat cu realizarea primului CD și iată că de acolo au urmat toate cele. S-au legat frumos proiectele. Și eu vă doresc mult succes și să aveți parte de oameni inimoși, cu credință în Dumnezeu, cu putere de muncă și cu sănătate, pentru că vă vor ajuta cu siguranță. Mult succes, speră, floare mulțumim. De colț! Mulțumim! Doamnelor și domnilor, ne oprim aici cu această emisiune. Ne vedem săptămâna viitoare într-un alt format, într-un cu totul și cu totul alt decor. O să vedeți despre ce este vorba la momentul potrivit, dar vă las în compania muzicii, pentru că, așa cum am spus acum câteva minute, invitații mei de astăzi au pregătit alte două piese muzicale, un repertoriu vast, bogat, au selectat atât cât s-a putut pentru emisiunea noastră de astăzi și pentru un segment de format de televiziune, dar e important că sunt vocile lor live și veți auzi efectiv cum cântă. Dacă aveți curiozitate să întâlniți, vă așteptăm la Zărnești sâmbătă, așa cum a spus Florența Dobrescu, sau dacă nu, accesați pe internet Floare de Colț, o să-i găsiți cu siguranță. La revedere, toate cele bune, încheiem cu muzică, grupul folk Floare de Colț. Bye.
de-a lui.